Bună ziua și bine v-am găsit la cel de-al nouălea laborator de programare Java. Astăzi vom discuta despre multithreading avansat, axându-ne pe paralelism. Vom vedea ce e un thread pool, ce e interfața callable. Hai să ne amintim ce am făcut data trecută. Dacă țineți minte, atunci am discutat despre fire de execuție. Da? Și spuneam atunci că avem această diferență între un proces și un fir de execuție. Și că procesul poate să conțină cel puțin unul, firul de execuție principal, sau mai multe fire de execuție. Și am văzut cum putem să gestionăm situațiile în care mai multe fire de execuție, le partajăm memoria, încearcă să acceseze în același timp aceeași variabilă. Și spuneam că asta se numește un race condition. Și asta apucase să discutăm la laboratorul trecut, cum putem sincroniza accesul la variabilele partajate, astfel încât să evităm aceste race conditions și să nu ne găsim în situația în care mai multe fire de execuție merg în același timp și incrementează sau decrementează sau accesează variabilă și la sfârșit, în loc să, de exemplu, dacă avem 5 fire de execuție care fiecare incrementează variabilă, în loc să găsim, să zicem că începem de la 0, să găsim valoarea 10, găsim 9 sau 8 sau altă valoare, da, în funcție de cât durează un fir de execuție și momentul în care ia efectiv citită valoarea sau scrisă valoarea. Azi o să continuăm discuția despre fire de execuție, dar lăsăm deoparte partea aceasta cu sincronizare, da, cu accesul concurent asupra datelor și ne vom focusa pe partea de paralelism. Și spuneam data trecută la fel că când e vorba de fire de execuție, sunt două mari situații în care am nevoie de un fir de execuție secundar. O situație e asincronicitatea, și asta se întâmplă de obicei în aplicațiile care au interfață utilizator, pentru că aici, dacă eu vin și vreau să fac o prelucrare care durează foarte mult și această prelucrare nu o fac într-un alt fir de execuție decât cel principal, blochez firul de execuție principal și aplicația de not responding și nu mai ce să mai fac, da? Și de obicei există mecanisme generale și mecanisme specifice pentru a rezolva această problemă, de genul mecanisme generale, creez o clasă derivată din thread sau o clasă care implementează interfața runnable și în metoda thread fac prelucrările cu precizarea că de obicei dintr-un alt fir de execuție n-am voie să accesez elemente de UI și atunci să pun rezultatele undeva și din firul principal cumva să iau rezultatele de acolo și să updatez UI-ul, să actualizez UI-ul cu ce modificări s-au făcut. Asta ar fi o particularitate. Sau, tot în aceste limbaje, există, sau framework-uri ce au UI, există și elemente specifice. Și ca să dau două exemple, în Android, care utilizează tot limbajul Java, există o clasă care se numește Async Task, o clasă specială, specifică Android-ului, pentru executarea de fire de execuție în background, dar altele decât cel principal, ca să fac tot felul de prelucrări legate de UI. În Windows Forms, dacă vreți să facem o paralelă cu C Sharp, există o componentă numită Background Worker, care la fel are o metodă Doing Background. Tot ce scriem în acea metodă Doing Background se execută automat într-un alt fir de execuție decât cel principal. Deci asta e partea de asincronicitate. Situație în care, ca să nu blochezi UI-ul, mai pornesc un fir de execuție secundar. Cea de-a doua situație, dacă mai țineți minte, era paralelismul. Situație în care vreau să fac o sumă sau o prelucrare, da? De obicei prelucrări numerice, calcule, mai rapid decât secvențial. Vreau să fac suma a 3 miliarde de numere sau media a 5 miliarde de valori. Și atunci se pune problema, dacă tot am un calculator care suportă multithreading, nu pot să mă folosesc de toate firele de execuție și să calculez suma, uite, folosim 4 fire de execuție, probabil că nu voi calcula de 4 ori mai rapid, dar undeva între 3 și 4 ori mai rapid s-ar putea să fie. Și o să facem noi un exemplu în cele ce urmează, bazându-ne pe acest paralelism, cu precizarea că eu acum lucrând pe un laptop care are un i7, puțin mai vechiuț, e clar că nu o să văd diferențe majore când e vorba de prelucrări, la fel și voi pe laptopurile voastre, probabil că diferențele vor fi de ordinul milisecundelor, să nu vă așteptați la diferențe majore, dar dacă aș rula același cod pe un server cu memorie suficientă, da, cu ceva giga de RAM, respectiv cu un procesor cu destule nuclee, 8-16 nuclee, diferențele vor fi majore, adică pentru
date foarte multe și calcule foarte complexe, pot să reduc de undeva de la o zi la câteva ore. Da? Cam asta e diferența. Pentru ce o să facem noi și pentru un laptop, o diferență mai mare de câteva milisecunde, poate 100 de milisecunde, nu cred că vom vedea. Suntem în Eclipse, hai să ne creăm un nou proiect, File, New, Java Project, o să zic eu, Lab 9, da? Lucrăm tot cu Java 8, tot ce discutăm azi a fost introdus înainte de Java 8, deci n-ar trebui să fie o problemă, și dăm Finish. Hai să ne creăm prima dată programul principal, da? Clic stânga, clic dreapta, ne creăm întâi un pachet, New Package, raw.ac.acs.main. În cadrul pachetului main ne creăm clasa main. Da, care, bineînțeles, conține metoda public static void main. Ok. Și ziceam că vrem să calculăm suma a unui număr foarte mare de numere, să zic. Acum, din teste, eu am heap-ul undeva la un giga, din ce știu. Uite, arăta pe aici. Da, deci am 1024 maxim, deci are un giga. Pot să salvez undeva la 500 de milioane de întregi. Dacă merg mai sus, termin memorie. Și atunci zici un private file. De fapt, nu mai e nevoie să zicem private, că este o funcție. Final int, hai să zic, number of elements. Da, pun o constantă și aici îmi salvez câte elemente s-au mântuit. Hai să zic 50 de milioane. Da, începând cu Java 5, sper că nu greșesc, a fost introdusă posibilitatea de a folosi underscore în literar, ca să separ miile de milioane de restul. Da, să-mi fie ușor să citesc numere, pot să pun și underscore. La faza de compilare sunt șterse, da, și se ajunge la 50 de milioane. Ok. Și hai să declar un vector de întregi, o să zic array, cu number of elements, egal cu new int de number of elements. Da, și ce vreau să fac? Vreau să fac suma primelor 50 de milioane de numere. E adevărat, știu că există formulă pentru asta, n pe lângă n plus 1 supra 2, dacă vreau neapărat să calculez, nu trebuie să parcurg tot vectorul, dar vom pleca de la premisa că nu voi avea neapărat tot timpul primele 50 de milioane de numere, ci vor fi 50 de milioane de valori diferite și trebuie să fac subvalori. Și atunci hai să inițializez vectorul, for int i egal cu 0, i mai mic decât number of elements, i plus plus. Da, vreau ca array de i să fie egal cu i plus 1, da? Ca să încep de la 1, nu de la 0, da? Să am 1, 2, 3 până la 50.000. Și ce vreau să fac acum? E să fac această sumă secvențial, clasic, într-un singur fir de execuție și să văd cât timp mi-ar lua, da? Să fac asta. Și atunci, ce o să fac? În primul rând, îmi declar un long, fiind o sumă de întregi, clar o să depășească limita lui int, long sum egal cu 0, și mai iau timpul de start. Ca să iau timpul de start, am două opțiuni, ori folosesc constructorul clasei date, care by default, dacă folosesc constructorul default al clasei date implicit, îmi dă timpul curent, data cu timpul curent, sau mai există opțiune să salvez ca și long, hai să zic start time, să salvez system.current time in milliseconds, current time millis, da? Care e timpul curent măsurat în milisecunde de la 1.1.1970. E o dată de referință, în special în limbajul de programare pentru date, acest 1.1.1970. Se ia numărul de milisecunde scurse de atunci. Se mai cheamă și Unix time sau number of ticks, această modalitate de a salva milisecundele sau timpul curent. Ok, ce o să fac mai departe? Păi mă apuc să fac suma, da? For int i egal cu 0, i mai mic decât number of elements, i plus plus. Atunci, array de i, sum plus egal, array de i. La final am nevoie de un end time, să știu când am terminat, da? End time egal cu
System.currentTimeInMilliseconds. Da? Și hai să afișez, da? System.out.printf o să folosesc. De format, o să spun ceva de genul ăsta, sequential. Am, da? Suma secvențială egal cu procent %d, procent %d fiind decimal, deci pot să afișez orice long sau int, computed in, din nou procent %d, milisecunde. Și ca să sar pe rândul următor, backslash %d, backslash %d. Da, deci a fost calculată într-un anumit număr de milisecunde, unde primul procent %d va fi sum și al doilea procent %d va fi end time minus start time. Da, și ele fiind măsurate în milisecunde, diferența dintre ele e tot în milisecunde. Hai să vedem cam cât ar dura. O să fac chiar și ăsta puțin mai mic, ca să ne apară aici. Și de ordinul la 200 și ceva, 300 de milisecunde. Something fishy. Hai să incrementez numărul. A zice 500 de milioane, nu 50 de milioane, 500 de milioane. Ia să vedem. Ok, n-am out of memory exception și a durat mai mult, a durat de ordinul sutelor de milisecunde, dar pentru 50 de milioane era prea... 274, de obicei sub 200 de milisecunde nu prea o să am. La 273 și așa mai departe. Acum, dacă numărul e foarte mare și depășește heap-ul, da, uite, o să zic că o să merg eu pe 5 miliarde, de fapt 5 miliarde e prea mare și pentru un întreg, 800 de milioane, da? Și dacă dau run, s-ar putea să termine memoria. Da? Out of memory error, Java long heap space, da? Deci am terminat memoria. De asta eu o să merg pe 500 de milioane, dar în cazul vostru, dacă dați run și cumva primiți un out of memory exception, înseamnă că atunci când s-a instalat Eclipse-ul, s-a ales ca dimensiunea heap-ului să fie puțin mai mică, de 1 giga, și s-a terminat heap-ul. Și atunci încercați să folosiți un număr mai mic de elemente. 200 de mii, 300 de mii, până în momentul în care aveți suficient heap să faceți calculul. Ok, până aici, da? Deci ne-a luat 244 data asta de milisecunde să calculăm această sumă. Acum vreau să calculez această sumă folosindu-mă de mai multe fire de execuție. Și am văzut data trecută că putem să creăm o clasă care derivează thread sau o clasă care derivează runnable și acea clasă poate să facă prelucrări pe un alt fir de execuție. De fapt, ce vreau să fac acum, să descopăr un număr optim de fire de execuție pentru care pot face prelucrarea. În ideea în care, mă rog, pe laptopul meu e undeva la 4. La 4 e numărul optim. Dacă merg mai jos, e cam tot una, adică mai jos pot să mă duc cu 2, după aia e deja secvențial, dacă folosesc unul singur. Dacă mă duc mai sus spre 8, încep să pierd viteză. Da? Deci 4 e numărul optim de fire de execuție. Și atunci ce mă interesează? Să fac o clasă care, să zicem că derivează thread sau runnable, o să mergem pe ideea de thread, și această clasă primește vectorul și poziția sau cei doi indexi între care se fac adunarea. Și atunci, în funcție de câte thread-uri am, să zicem că merg pe 4 thread-uri, da? Și am 500 de milioane de elemente. Primul thread o să adune de la poziția 0 la poziția 125 de milioane, al doilea thread o să adune de la poziția, bine, 125 de milioane, strict mai mic, da? Interval deschis, dacă vreți. Al doilea de la 125 de milioane la 250 de milioane, 250 de milioane, 375 de milioane, 375 de milioane, 500 de milioane. Da? Astea sunt pozițiile, da? Nu valorile. Că valorile încep de la 1. Și atunci la 500 de milioane, iarăși, interval deschis. E strict mai mic. Da? Și asta ar fi cu 4. Cu 2, de la 0 la 250 de milioane, de la 250 de milioane la 500 de milioane, dacă ar fi. Da? Și hai să ne creăm o clasă care poate face asta. O să mă duc chiar în sârâc. Clic stânga, clic dreapta, new package. Hai să zic row acs classes. Da? Și iarăși clic stânga, clic dreapta, new class. Și o să-i zic array summing thread. Da? Un fir de execuție ce adună un array, să zicem. Tradus așa, mutam. Ok, acest array summing thread extends thread. Da? Derivează clasa thread. Și după cum țineți minte data trecută,
codul ce se va executa într-un alt fir de execuție e cel scris în metoda run. Deci o să mă duc aici la source, override implement methods, mă duc mai jos, caut metoda run și o supra-definez. Și doar codul scris aici va fi executat într-un alt fir de execuție. Ok. Acum, ce membri va avea clasa mea? Uite, va avea un private int paranteze pătate array, private int start index, un private int end index. Da? Și atunci o să am array-ul de unde plec și, mă rog, indexul de start, indexul de stop. Hai să fac și un constructor cu cei trei parametri. Summing thread de int paranteze pătrate array int start index, o să trec pe rândul următor, int end index, și aici o să am this.array e egal cu array, this.start index egal cu start index și this.endindex egal cu endindex. Acum, ca și idee, n-am făcut niciun fel de validare, dar ar fi bine să fie făcute. O să sar peste partea asta ca să mai pierdem timpul, dar ca idee, n-am validat dacă start index e mai mare sau egal decât 0, dacă start index e mai mic decât endindex, dacă endindex e mai mic strict decât lungimea array-ului, dacă array-ul nu cumva e nul. Iarăși aici, dacă ne uităm, se face un shallow copy, da? Copiez array-ul cu egal, ceea ce pe de parte mă avantajează, pe de parte mă dezavantajează, mă avantajează că nu mai pierd timp, vă dați seama cât ar fi durat să copiez 500 de milioane de elemente, da? Mai pierdeam puțin timp ca să-i fac un deep copy, ăsta ar fi fost dezavantajul, pe de altă parte mă avantajează că nu mai fac asta și astfel nu mai pierd acel timp. De altă parte, dacă voi încerca să modific ceva din acest array, se va modifica și array-ul din main, trimis mai departe. Doar că, cel puțin în cazul meu, nu o să se întâmple asta pentru că fac o sumă și atunci doar citesc, da? Parcurg vectorul mod read-only, doar citire, nu modific nimic și atunci, teoretic, n-ar trebui să mă afecteze faptul că am făcut un shallow copy. Dar asta diferă de la caz la caz. Ok, de asemenea, nu suntem în situația data trecută în care avem resurse partajate, pentru că chiar dacă diferite instanțe de array summing thread folosesc același vector array, nu lucrează pe aceeași zonă din array, fiind tot timpul primul are primele 125 de milioane de elemente, al doilea următoarele 125 de milioane, următoarele 125 de milioane și următoarele 125 de milioane, nu ajungem în situația data trecută în care mai multe fire de execuție scriu exact aceleași variabile, da? Putem vedea vectorul ca pe o înșiruire de variabile consecutive și atunci, nefiind două fire de execuție care scriu exact la aceeași poziție, n-ar trebui să mă afecteze faptul și nu mă afectează faptul că da, mai multe fire de execuție accesează array-ul nefiind sincronizate, da? Deci aici nu mai vorbim de sincronizare, nu mai e cazul pentru că nu mai accesăm aceleași variabile din cadrul mai multor fire de execuție, chiar dacă accesăm concomitent acest array, accesarea diferitelor thread-uri se face la diferiți indexi, da? Nu se suprapun thread-urile la nivel de variabile. Ok, în metoda run ar trebui să fac suma acum, da? Să zic ceva de genul for int i egal cu 0, i mai mic decât, pardon, nu egal cu 0, ci egal cu start index, da? E mai mic decât end index, i++. Da, vreau să adaug array de i, doar că unde îl adaug? Și atunci ar fi o variantă, s-ar putea să ziceți, ok, pun aici o variabilă locală. Problema e că metoda run nu returnează nimic, returnează void. Și nici nu poți să-i schimb, că dacă îi spun aici long, nu mai respect signatura din clasa de bază, da, am eroare, spune mai puțin. The return type is incompatible with thread run. Na, metoda run din clasa de bază returnează void, prin supra-definire n-am voie să schimb signatura unei metode. Deci ea trebuie să returneze tot void. Și atunci singura opțiune va fi să-mi iau o variabilă aici, un private long
sum, o să-l inițializez cu 0, oricum primitivele se inițializează cu 0. Da? Și aici să zic, după super.run, fac acest for și sum plus egal cu array de i. Da? Iar la sfârșit să fac un getter pentru acest sum. Da? Să am un public long get sum, să fac aici return sum. Da? Să returnez valoarea variabilei. Ok, mă duc în main. Și acum ce fac? O să resetez suma, resetez start time-ul și încerc cu un anumit număr de thread-uri. Hai să mergem pe 4 thread-uri. Mergem în main și vă ziceam că eu o să merg pe 4 thread-uri. Nu e obligatoriu, voi puteți să vă mai jucați. În principal, toată partea asta cu găsirea numărului optim de thread-uri. Unu, pot să mă uit în specificațiile de la producător, da? Merge și la laptopuri, dar în special la servere, să mă uit în specificațiile la producători și atunci de obicei producătorii spun optim sunt atâtea fire de execuție, da, pentru acest server sau pentru acest laptop. Sau o altă posibilitate pe bază de trial and error. Fac un benchmarking, da, mi-au niște date, văd că pentru acele date cam cât ar dura cu 2, cât ar dura cu 4 fire, cât ar dura cu 8, cât ar dura cu 16, după aia schimb datele cu niște date mai mici, niște date mai mari, dar fac niște teste și într-un final îmi dau seama care e numărul optim și merg pe acel număr optim de fire de execuție. Eu v-am zis că o să merg pe 4, deci o să am aici un final int number of threads egal cu 4. Da? Și mai jos, da? Am zis că resetez suma egal cu 0, resetez start time-ul, start time egal cu system current time in milliseconds. Și ce o să fac? O să fac un vector de array summing thread, de obiecte, cu lungimea dată de number of threads. Da? Aș putea să creez 4 obiecte, dar după aia dacă vreau să folosesc 8, ce fac? Mai creez încă 4, după aia mai șterg din ele? De asta, ca să pot să am configurabil acest număr de fire de execuție, o să fac un vector de obiecte. Da? Și atunci zic array summing thread, paranteze pătate, să zic eu threads, egal cu new array summing thread de number of threads. Aici nu afectează faptul că n-am constructor implicit în clasă, da? Dacă ne uităm în array summing thread, pentru că am creat doar constructor cu parametri, clasa nu mai are constructor implicit, dar nu mă afectează la vector, pentru că în Java, după cum știți, tipurile referențiale sunt inițializate cu null. Deci eu acum am un vector cu 4 elemente, null. Vreau să am 4 elemente cu valori, trebuie să le inițializez. Și asta o să fac în continuare. Da, o să am for int i egal cu 0. I mai mic decât number of threads. I++. Threads de i o să fie new array summing thread de. Care e vectorul pentru care fac calculul? Array, ca și am zis și aici, ăsta. Și hai să vedem, cine e start index? Cine e end index? Dacă am prima dată 0, după aia am 125 de milioane, după aia am 250 de milioane, după aia am 375 de milioane. În cazul ăsta, la altă, am prima dată 125 de milioane, după aia 250 de mii, 250 de milioane, 375 de milioane, 500 de milioane. Cam care ar fi formula? Aici e i ori number of elements împărțit la number of threads. Și aici e i plus 1, da? Că i-ul nostru începe de la 0. Acum am mare grijă cu i plus 1. Ori number of elements împărțit la number of threads. Acum mai are grijă cu aceste valori, că noi suntem cumva la limită, da? 500 de milioane, dacă îl mulțesc cu 4, obțin 2 miliarde, iar limita întregului e 2 miliarde și puțin, 2 miliarde 200 de milioane, ceva de genul ăsta. Adică aici trebuie să am mare grijă, pentru că dacă fac numărul de elemente puțin mai mare, sau numărul de thread-uri mai mare de 4, depășesc dimensiunea întregului. Și dacă depășesc în Java, ca în multe alte limbaje, când se depășește dimensiunea maximă a unui tip de dată, face overflow, o ia de la capăt.
da, se duce partea negativă. Și atunci, de exemplu, dacă să zicem că limita maximă e 2 miliarde 200 de milioane și eu ajung la 2 miliarde 400 de milioane, o ia de la capăt și limita negativă e minus 2 miliarde 200 de milioane, se mai duce cu 200 de milioane încolo și obțin minus 2 miliarde. Na, în loc să am o valoare pozitivă. De asta aici trebuie să aveți mare grijă cu valorile, pentru că s-ar putea să facă overflow. Pentru 4500 de milioane e ok că dă 200 de milioane. Da, tot calculul. Care e în, pardon, dă 2 miliarde care e în limita întregului. În regulă. Cum porneam un fir de execuție? Deci, threads. Ei.start. Perfect. Și acum e ok. Trebuie să calculez suma, da? Și un programator începător sau nu foarte familiar cu modul de funcționare al firelor de execuție, va zice, ok, for int i egal cu 0, i mai mic decât number of threads, i++, atunci vreau ca sum plus egal threads de i.getSum. Da, și la final o să copieze de mai sus, fără long, da, n time egal cu system current time millisecond și afișez de data asta thread array sum. Da? Deci iarăși n time egal cu system.current time millisecond și aici zic thread array sum egal computed in computed, am mâncat un d și mai sus, computed in procent de milisecunde backslash r backslash nu. Dăm run. Și calculat-l în 3 milisecunde, dar nu-i suma corectă. Mai dăm o dată run. Acum a zis 0, tot în 3 milisecunde. Mai dăm o dată run. Tot 0, în 2 milisecunde. Mai dăm o dată run. 2 milisecunde, 505 milioane... 64.153. Nu-i suma corectă. Deci, ce se întâmplă aici? Eu apelez getSum, doar că nimeni nu-mi garantează că atunci când apelez getSum, firele de execuție au și terminat execuția. Eu aici, pornindu-le într-un for aproape în același timp, dacă durează puțin până creează și după aia, deci ele nu pleacă chiar în același timp, dar pleacă puțin decalat, dar foarte puțin decalat unul de altul. Pleacă primul la o milisecundă, poate. Al doilea la o milisecundă, al treilea, al patrulea. Dar ele pleacă în paralel toate. Ei, păi eu neașteptând ca ele să termine, eu dacă aici am făcut getSum, el îmi dă suma din acel moment, care în funcție de cât de repede au plecat, poate să fie 0 dacă n-au apucat să pornească niciunul, sau valorile obținute în acel moment. De asta diferă de fiecare dată. În funcție de cât de rapid pleacă, îmi dă valoarea calculată pentru suma în acel moment. Da? Eu ce trebuie să fac? Să le pornesc, să fac ca firul de execuție principal să aștepte să termine, ceea ce pentru un program cu UI ar însemna blocarea UI-ului, dar noi fiind în consolă nu ne afectează, că nu ne blochează consola. Adică o blochează pentru citiri de la tastatură, dar nu facem citiri de la tastatură, altfel ar bloca-o. Și atunci nu avem decât să așteptăm până când în consolă ne se afișează rezultatul. Ați văzut că durează ceva, inclusiv la prim. Uite, dau run și da, stau puțin, 1, 2, 3 și acum s-a afișat. Da? Deci durează puțin, se blochează și consola, nu afișează nimic până nu obține rezultatul. Și atunci, cum fac un fir de execuție să aștepte după alt fir de execuție? Avem metoda join pentru asta. Metoda join face ca firul de execuție în care se face apelul metodei join să aștepte după firul de execuție pentru care se face apelul metodei join. Adică dacă zic t.join, eu acum fiind în firul principal de execuție, firul principal de execuție ar aștepta după firul de execuție t să termine prelucrarea și după aia continuă. Da? Și firul de execuție nu mai face nimic. T.join, dacă vreți, e echivalent, dacă am avea un fir de execuție T cu un while T.isAlive, adică cât timp firul de execuție T face prelucrări, atunci do nothing. Da? Fac un fel de while infinit. Până când la termine. Când, momentul când isAlive returnează false, atunci merg mai departe. Da? Asta face acel join. Și acum trebuie să fac join pentru toate patru, că nu vreau să aștept. Dacă aștept doar după primul, s-ar putea ca celelalte să dureze puțin mai mult și iarăși să obțin o sumă parțială.
și o să zic for int i egal cu 0, i mai mic decât number of threads, i++, threads de i punct join. Da? Și eu făcând ăsta poate să arunce interrupted exception, deci o să dau click aici, sound and try catch. Așa. Și ce o să fac el, apelând join după primul, join pe al doilea, join pe al treilea, join pe al patrulea, el o să aștepte de fapt după cel mai lung. Dacă primul e cel mai lung, când am făcut thread de 0.join, îl duce mai departe, face de 1, de 2, așteaptă după primul, când primul s-a terminat și ajunge la al doilea, zice ok, ăsta a terminat, al treilea a terminat, al patrulea a terminat, ok. Dacă primul, să zicem, e puțin mai scurt și al doilea puțin mai lung decât el, așteaptă după primul, când primul a terminat, mai așteaptă diferența de timp până termină al doilea, diferența dacă e cazul al treilea să fie puțin mai lung decât al doilea, după aia după al patrulea, dacă e cazul, și după aia dă controlul asupra firului principal. Da? Mare grijă, uite, o greșeală comună e să fac start și după aia join, care nu e același lucru cu start de toate și după aia join într-un alt for. Pentru că eu dacă fac aici și start și join, el îl pornește pe primul, îl așteaptă să termine, după aia se duce în for mai departe. Îl pornește pe al doilea, așteaptă să termine, îl pornește pe al treilea, așteaptă să termine, îl pornește pe al patrulea, așteaptă să termine, ceea ce e echivalent cu rularea într-un singur fir de execuție, secvențial. Da? Deci mare grijă să nu dați start și join în același for. Gândiți-vă la join ca la un while infinit până acel thread termine. Păi dacă pun while-ul infinit aici, păi următorul pas din for nu se execută, următorul pas din for nu se execută până ăsta nu termină. Pe când eu pornindu-le aici pe toate patru, dar în acest for, ele deja merg în paralel și după aia făcând join-ul, aici pot să am while-uri infinite, că eu cât stau, ele prelucrează. Hai să dăm un run, ar trebui să vedem același rezultat, dar calculat mai rapid. Dar rezultatul e același și, cel puțin în cazul meu, l-a calculat în 154 de milisecunde în loc de 271. Mai dăm o dată run. Cifrele mai diferă, da? Dar în principal e mult mai rapid, mult. Cu vreo 100 de milisecunde, 100 ceva de milisecunde mai rapid. Dar cam astea sunt valorile de fiecare dată, cel puțin în cazul meu. Acum, pentru situațiile în care vreau să pornesc mai multe fire de execuție în același timp, există niște clase speciale și un concept diferit, să zic, utilizat în acest domeniu al multithreading-ului, care se numește thread pool. Tradus motamo, o piscină de fire de execuție. De fapt, ce înseamnă? O grupare de fire de execuție pe care le pot refolosi. Dacă unul a terminat execuția, pot să refolosești să fac altceva cu el. Și există multe modalități de a crea astfel de pool-uri, de thread-uri în Java. Eu o să aleg varianta cu executor service și același lucru pe care l-am făcut aici, aș putea să-l fac cu un pool de 4 thread-uri pe care le pornesc în același timp, aștept după toate să termine, dar nu fac un for și aștept după fiecare și știu eu că după ce a terminat primul, după aia mai durează puțin al doilea, nu, aștept până când toate thread-urile din thread pool termină execuția și la final văd rezultatul. Hai să vedem cum s-ar face aceeași chestie folosind un thread pool. Iar își resetez suma, sum egal cu 0, resetez timpul de start, start time egal cu system current time in milliseconds, start time aici. Ok, și clasa aferentă thread-ului se numește executor service. Executor service, da, o să zic eu thread pool egal cu. Și clasa asta n-are constructor, folosește ceea ce se numește o metodă factory, executors.newFixedThreadPool, da, îmi creez un threadpool de dimensiune fixă, iar dimensiunea e number of threads, bineînțeles. Da? Și acum ce o să fac? O să adaug în acest threadpool firele de execuție care fac calculele parțiale, adică primul de la 0 la 125 de milioane, 125 de milioane, 250 de milioane și așa mai departe. Din păcate, tot voi avea nevoie de un vector ca să pot obține suma. Da? Pentru că e în momentul în care adaug un array summing thread în thread pool, el mi se convertește automat într-un runnable. Da? Se face un upcasting. Și atunci eu vreau după aia să fac să obțin înapoi array summing thread ca să știu al câtelea element, da, metoda getSum
nu există decât pentru array sum in thread. Na, uite asta, get sum. Nu există pentru runnable și atunci pe un obiect de tip runnable o să pot să apelez get sum ca să văd cât e suma totală. Și din acest motiv o să recreez și vectorul, îl recreez ca să nu trișez, că așa aș putea să-l folosesc pe ăsta de mai sus, dar o să scutesc puțin din execuție, ne creând un vector, ăsta mai durează câteva milisecunde, ori fi 10, ori fi 20, nu știu exact, putem să testăm dacă vreți. Dar ca să nu trișez, da, și să scadă artificial timpul de execuție prin faptul că, de fapt, nu mai creez acest vector, o să îl folosesc ca și variabilă din nou, dar recreez. Da? Și atunci o să am threads egal cu new array summing thread de number of threads. Ok, și iarăși am for int i egal cu 0, i mai mic decât number of threads, i++. Atunci, threads de i, la fel ca mai sus, da? I egal cu new array summing thread de array start index e de fapt. Start index am văzut noi că e i ori number of elements împărțit la number of threads, iar end index e i plus 1, ori aceeași chestie. Perfect. Hai să-l adăugăm în threadpool. Cum adăugăm în threadpool? Avem threadpool.execute, da? Și avem un execute de un runnable. Thread-ul se poate converti în runnable, da? Și atunci zic execute de threads de i. Asta înseamnă că l-a adăugat în threadpool și începe să-l execute. Eu acum ce trebuie să mai fac? Două lucruri. Primul rând, să închid threadpool-ul, să zic ok, nu mai sunt alte fire de execuție pe care vreau să le adaug, o să te focusez pe fire de execuție curente. Și atunci zic threadpool.shutdown. Vedem puțin mai târziu ce se întâmplă dacă uit să dau shutdown. Respectiv, acum trebuie să aștept până ele termine, că dacă fac iarăși get sum ca mai sus, obțin o sumă parțială. Cum fac asta pentru un threadpool? Threadpool.await termination. Da, adică așteaptă până când toate firele de execuție adăugate în threadpool termină execuția și am un timeout și în ce măsură acest timeout? Timeout adică cât așteaptă maxim. Dacă trece acest timp și totuși n-am obținut rezultatul, adică încă un fir de execuție care rulează în background, îl oprește și gata. Taie conexiunea și dă controlul firului apelator. O să zic 30 de minute, să zicem, da? Și 30 și timeminute.minutes. Da, deci aștept maxim 30 de minute. Dacă în 30 de minute nu termină, atunci dau controlul. Trebuie să mergești pe 2 minute, 5 minute, nu contează. Și ăsta aruncă interrupted exception, deci dăm să run do try catch. Da, deci avem threadpool-ul, avem array-ul de thread-uri ca să putem ulterior să facem get sum, ceea ce o să facem acum, le adaug în threadpool, le și pornesc ca și fire de execuție din threadpool, închid threadpool-ul, spun ok, nu-l mai folosesc, pentru asta l-am folosit, nu mai am nevoie de alte thread-uri, adică thread-urile adăugate nu vor fi refolosite, i-am dat shutdown, aștept să termin execuția, așa cum n-am decât să recalculez suma, am resetat și variabila și atunci spun for int i egal cu 0, i mai mic decât number of threads, i++, atunci sum plus egal cu array de, pardon, threads de i. Da, și la final array de i. Nu, threads de i.get sum, scuze. Așa e, threads de i.get sum. Așa, array de i ar fi fost elementul. Threads de i.getSum și end time, mai am nevoie acum de, deci, de end time și de sistem print.line. Da, end time. O să fie sistem current time milliseconds, threadpool, o să zic aici, sum egal cu computed in și vedem în câte milisecunde. Acum, din exemplele precedente,
timpii sunt similari. Câteodată e mai rapid thread array-ul, câteodată e mai rapid thread pool-ul, dar timpii în general sunt similari. Hai să vedem. A fost diferență de o milisecundă acum. Acum uite, a fost mai rapid thread array-ul decât thread pool-ul. Acum mai rapid thread pool-ul, dar deci diferă, nu e o regulă, dar în principal au timp de execuție similar. De ce am insistat și pe thread pool? O să descoperim în continuare că sunt situații în care folosirea thread pool-ului e obligatorie. Da? De exemplu, aici la thread array pot să merg ori pe variantă, ori pe cealaltă. Dar sunt situații când folosim alte clase și vedem imediat un exemplu în care e obligatoriu să folosesc thread pool, altfel ajung în niște situații care nu mă avantajează. Nu vi se pare că au gândit puțin ciudat clasa thread, având în vedere că run tot timpul returnează void? Ce se întâmplă dacă vreau să returnez ceva? Nu e puțin ciudată situația asta, dată de faptul că eu am o variabilă locală, fac un getter, dar de fapt getterul ăsta nu trebuie apelat oricând. Ar trebui cumva să anunți apelatorul, stai puțin că de fapt thread-ul n-a terminat, ci dacă tu dai get sum acum, de fapt obții o sumă parțială. Nu prea e în controlul nostru. E cumva mut ce trebuia să fie în controlul meu, în controlul apelatorului. Adică e treaba apelatorului acum să aștepte până la final și să n-apeleze get sum, că nu obține o sumă totală. Ceea ce nu e ok. Și atunci au venit și cu o clasă, de fapt interfață, care se numește callable. Callable e o interfață generică, e callable de ceva și acel ceva e tipul returnat de metoda call, care e echivalentul metodei run. Pentru situația în care am nevoie din firul de execuție secundar să returnez o valoare în firul de execuție apelat. Și hai să facem o altă clasă, ArraySummingCallable, care să aibă același comportament ca și ArraySummingThread, doar că să poată returna o valoare. Și o să dau aici click stânga, click dreapta, spun new, class ArraySummingCallable. ArraySummingCallable, spuneam noi, implement callable de long, callable îl importăm din Java util concurrent, de long, lungul mare, țineți minte că tipurile referențiale nu pot fi decât, pardon, tipuri generice nu pot fi decât tipuri referențiale, deci am cum să pun lungul mic, ar fi primitivă, și acum sunt obligat, fiind interfață, să supra-definez metoda call. Și spun add an implemented methods și vedeți că am public, ia tipul de aici, îl pune aici, long, call, throws exception. Ce mai face în plus această metodă call față de run e și faptul că mă ajută să arunc excepțiile într-un alt fir de execuție în firul de execuție principal. Există și această problemă și povesteam și data trecută de ea. O excepție într-un alt fir de execuție decât cel principal nu duce la întreruperea firului de execuție principal, ci e absorbită de acel fir de execuție. De exemplu, eu aici, dacă în array summing thread fac o prostie, nu știu, uite, fac aici, array împărți la 0. Da? Eu sunt în metoda run, sunt un alt fir de execuție. E adevărat că fiind în consolă, o să-mi logheze și văd aici ce s-a întâmplat. Dar firul de execuție principal merge mai departe. Nu e oprit de această excepție. Uite, dau run. Ia uitați. Deci ăsta a mers, bineînțeles. După aia, ăsta a crăpat, el îmi loghează. Faci un print stack trace aici, că a fost o eroare. Dar thread-ul principal merge mai departe și zice, ok, suma e 0, a fost calculat în 4 milisecunde. La fel și din coace, crapă și thread pool-ul, spune ok, mai 0 calculată în 11 milisecunde și trece mai departe, da? Deci excepțiile aruncate de un alt fir de execuție, cel puțin dacă firul ăsta de execuție e derivat din thread, nu pot fi prinse de firul principal de execuție. Eu aici pot să fac try catch, dar nu o să prind excepția asta. Da? Și atunci, pentru a evita, o să șterg aici împărțit la 0, că o excepție generată artificial, pentru a putea gestiona excepțiile aruncate de fire de execuție secundare și în firul principal de execuție sau în firul de execuție apelator, că s-ar putea să nu fie cel principal, atunci metoda call și aruncă excepții. Și atunci ce excepție aruncată de firul secundar poate fi prinsă la apelul metodei call de firul principal. Ok. Păi, ca și mai devreme, avem un private int paranteze pătrate. Asta o să fie array-ul. Avem un private int start index, avem un private int end index și un constructor
așa, aici int paranteze pătrate array, int start index, int end index, le copiem pe toate, la fel ca și mai devreme, nu o să mai fac validări, array, this.start index egal cu start index, this.end index egal cu end index. În regulă, și acum metoda call, vedeți că o să întoarc o valoare, deci pot să îmi iau aici o variabilă locală, să zic long sum egal cu 0, da? Și for int i egal cu start index, i mai mic decât end index, i plus plus, sum plus egal array de i. Da, și la sfârșit return sum, și acum chiar dacă sum-ul ăsta e long cu mic și ăsta e long cu mare, nicio problemă, o țineți minte că transformarea pentru clasele wrapper, transformarea din primitivă în clasa wrapper aferentă, în tipul referențial aferent respectiv invers, se face pentru un cast implicit. Deci o să transforme automat sumul ăsta, longul ăsta cu mic, într-un long cu mare ca să-l poată returna. Da, și cam asta e tot. E o echivalentă a clasei thread. Acum să nu rămâneți cu impresia că este un alt fir de execuție. Tot fir de execuție, chiar dacă se cheamă callable și nu se mai cheamă thread. Da, dar ca și idee, tot un thread e. Thread e, în engleză, e la modul general. Înseamnă fir de execuție, un fel de fir de execuție română. Acum, faptul că i-au zis unei clase chiar thread, e adevărat, dar și instanța de runnable, și instanța de callable, și altele, tot thread-uri sunt, tot fire de execuție. Doar că nu sunt neapărat derivate din clasa cu numele thread cu de mare. Hai să mergem în main, da? Și să testăm dacă această sumă se obține mai rapid sau nu, folosind callable. Oricum e mai elegant, asta, cu asta trebuie să cădem de acord, că nu trebuie să știu eu în main că stai puțin că dacă apelez call nu obțin o sumă totală sau completă. Mă duc în main, resetez suma, resetez start time, și acum o să fac chiar și un array, doar că de data asta e un array de summing callable, nu mai e un array de summing thread. Deci o să am un array summing callable, paranteze pătrate. Hai să zic callables egal cu new array summing callable de number of threads. Aici o să, nu, number of bytes, nu unit bytes, number of threads. Perfect. Și pentru un for, da, le inițializez. For int i egal cu 0, i mai mic decât number of threads, i plus plus. Atunci callables de i egal cu new array summing callable de array start index, iarăși i ori number of elements împărțit la number of threads, end index i plus 1, ori number of elements împărțit la number of threads. Ok, și o să ziceți, păi bine, putem să calculăm suma direct, sau cel puțin asta ar fi iarăși o greșeală de începător, sum plus egal callables de i un call. Da, și la final ăsta poate să arunce excepție, ce am discutat mai devreme, dar excepție care poate fi tratată aici, deci zic surroundului try catch și asta e excepția pe care o poate arunca call și am end time și printf-ul, da? Control S ca să salvez clasa și mă duc aici și zic end time e system current time e milliseconds, nu mai e thread pool sum, e callable sum, e computed in
M time start time, ia să vedem ce warning avem aici. Ah, am importat next bytes în greșeală. Așa, hai să vedem în cât timp se calculează. Obținem 259 de milisecunde, deci mai mult decât pentru cel secvențial. Ia să mai dăm o dată run. La fel, 258 în loc de 243. Dacă dau de mai multe ori, o să descrie fiecare dată e mai mare. Care credeți că e cauza? Deci ce se întâmplă? Metoda call, atunci când este apelată, ca să poată să dea un long, așteaptă până când acel fir de execuție șterne execuția. Și eu, de fapt, aici, apelând call pentru fiecare într-un for, e discuția de mai devreme, ca și cum aș face thread.start, thread.join. Adică el pornește thread-ul, așteaptă să termine ca să-i dea rezultatul, după aia se duce mai departe, creează un alt thread, îl pornește, așteaptă să termine să-i dea rezultatul și, de fapt, pornește patru thread-uri, dar astea merg secvențial în loc să meargă în paralel. Și plus, toată bătaia de cap cu pornirea lor durează vreo 15 milisecunde în plus în cazul ăsta, da? Și atunci durează 240 de milisecunde cât durează secvențial, plus vreo 15 milisecunde în care mai creează obiectele, le dezalocă, mai vine garbage collector, diferite chestii, da? Și de asta tot timpul durează mai mult decât prelucrarea secvențială. Cum se rezolvă chestia asta? Poți să o rezolv doar printr-un thread pool. Dar o să refolosesc thread pool-ul și în loc să fac, să apelez metoda call care va duce la așteptarea până când îmi dă rezultatul, o să adaug instanța de callable, de clasă derivată din callable, dacă vreți. O să adaug într-un thread pool și în momentul când adaug, obțin un future de long. Future de long e o clasă, future de orice rezultat, în cazul meu e future de long, e o clasă care îmi promite că atunci când s-a terminat execuția, acolo o să găsesc un long. E un fel de promises, cred că se cheamă în JavaScript. Până la o anumită versiune de JavaScript se lucra cu astfel de promises. Da? Știu că la sfârșit, când s-a terminat execuția, găsesc acolo ceva. Și o să modific puțin exemplu, în sensul în care după callables îmi reinițializez thread-ul, spun iarăși thread-ul egal cu new, ci executors .new fix thread pool de number of threads. Da? Deci mi-am reinițializat thread pool-ul și aici în loc să fac sum plus egal callables de i.call, o să fac thread pool.submit și vedeți că am submit de callable t. Da? Și îmi returnează un future de t. Și atunci fac call.submit de callables de i. Da? Doar că eu am nevoie aici, de fapt, să vin și să fac o listă ca să salvez aceste future, da? Ca după aia să parcurg și să iau rezultatele. Și atunci fac un list din Java util de future, din Java util concurrent, de long. Da? Deci o listă de obiecte tip future de long, hai să zic results, egal cu new array list, de future de long, sau știți că pot să pun direct așa și se preia din stânga tipul și atunci când fac submit, de fapt obțin un future de long și vreau să-l adaug în această listă. Atunci pot să zic aici results.add de threadful.submit de callables. Da? Și la sfârșit, ca să obțin valoarea, mai fac un for, pot să fac chiar un enhanced for pe valorile obținute în results, care sunt 4, și atunci spun for future de long, zic f, două puncte în results, da? Sum plus egal f.get. Da? Și metoda get va duce la îmi și explic aici, da? Spune, mă rog, în primul rând, hai să dau, să rândui try multi-catch, pentru că poate să arunce atât interrupt exception, cât și execution exception, acea excepție pe care o arunc dincolo, da? Și metoda get, dacă ne uităm în documentație, îmi spune waits if necessary for the computation to complete and then retrieves the result, its result. Da? Deci, aici pornesc toate, când ne-am dat submit, le-am pornit pe toate, toate patru. Nu mai e nevoie să facă wait termination pentru că oricum când a dat get pe prima valoare, așteaptă până când primul thread termină execuția, dar celelalte mergând în paralel cu el,
da? Cel mai probabil că m-am dus la al doilea, la a doua valoare și am zis get, dacă mai e cazul, mai așteaptă puțin până trenșesc, dacă nu s-ar putea să fi terminat deja și de valoarea, al treilea, al patrulea. Și dacă dau acum run, o să obțin o valoare, încă mai am o greșeală, am lăsat-o intenționat ca să am promis mai devreme că vă arăt și asta. Dacă dau run, uite, obțin în 169 de milisecunde, e cel mai rapid, doar că văd că programul meu nu se oprește. Da, aici încă am terminat și uite, acum l-am oprit. Nu am dat shutdown la thread pool. Asta se întâmplă dacă nu dai shutdown la thread pool, pentru că el ține firele de execuție în background, pornite, așteptând să mai primească task-uri de făcut. Doar că procesul neterminându-se până când nu toate firele de execuție în acel proces se termină, eu nefăcând aici thread pool.shutdown, el încă are un thread pool cu 4 fire de execuție care așteaptă să primească task-uri să le execute. Când i-a zis shutdown, înseamnă ok, gata, nu mai am nevoie de acest thread pool, poți să-l închizi. Și atunci se termină și execuția și dacă mai dau o dată run acum, da? Obțin în 165, uite, data asta a fost mai rapid thread array-ul, dar s-a terminat, da? nu mi-a rămas blocat procesul. De obicei, să știți, din 8 din 10 să zic că o să fie mai rapid, uite, acum a fost la fel de rapid ca și thread pool-ul normal. De obicei, cel mai rapid e callable. De obicei. Acum nu suntem atât de, nu avem valori atât de specifice încât diferențele să fie foarte mari. Ok, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim la următorul laborator.